Salut, sunt Costin Giurgea și acesta este review pentru iPhone 12 Pro. Am așteptat mult acest telefon, pentru că sunt direct interesat de el. A venit momentul să schimb acest 10S Max pe care l-am folosit ca telefon principal în ultimii 2 ani. În mod logic, un utilizator de 10S Max ar trebui să treacă pe 12 Pro Max, nu-i așa? Da, dar ce te faci când 12 Pro Max începe să ți se pară prea mare? Încep să cauți o alternativă ușor mai portabilă. Prin urmare, e cazul să analizez profesionist dacă 12 Pro e o soluție suficient de bună pentru mine. Din toate punctele de vedere, desigur. Design, display, baterie, camere foto-video, performanță, tips and tricks, chestii speciale pentru fiecare telefon și, desigur, o concluzie la sfârșit. Ca să fim siguri că rămânem cu ceva. La nivel de design, Apple s-a întors, din fericire, la cel mai frumos design pe care l-au avut vreodată iPhone-urile. Adică cel de la 4 și 5. Ei, normal că nu arată fix ca 4 și 5, dar marginile nu mai au rotunjimea cu care s-a lucrat de la 6 încoace. Ele sunt din nou drepte, ceea ce pentru mine este un plus major. Acest produs țipă calitate. 12 Pro vine în 4 culori: Silver, Graphite, Gold și Pacific Blue. Aici avem varianta Graphite, care pentru mine va fi tot timpul pe primul loc. Și mie îmi place opulența, dar n-aș fi în stare să am un smartphone auriu niciodată. La argintiu am alergie pentru că nu mai suport mașinile gri metalizate. Iar Pacific Blue mi se pare frumos, dar pentru mine deocamdată Graphite e pe primul loc. Pe laterale avem oțel inoxidabil, finisat lucios. Dacă nu ați văzut deja că prinde amprente în primele 2 milisecunde după ce l-ați șters cu cârpa, vă arăt eu. Iată. Fața este Ceramic Shield, cu un strat special care face display-ul mai rezistent la zgârieturi ca până acum. Iar spatele din sticlă are finisaj frost, mat. Superb! Smartphone-ul e certificat IP68, rezistent la apă și la praf și, ca dimensiuni, este perfect pentru mâinile mele normale. Repet, eu vin de la 10S Max, iar acum, când țin în mână acest produs, mi se pare că am ieșit din întuneric. Unde ai fost până acum iPhone 12 Pro? Trecând la display, trebuie să vă spun următoarele. E de 6,1 inch, Retina XDR OLED, iar luminozitatea este de 800 de niți în mod normal, cu pic la 1200 când știe el că e nevoie. Display-ul suportă Dolby Vision și face și True Tone, adică dacă intri în setări și bifezi aici la Display and Brightness True Tone, el o să adapteze automat display-ul bazat pe ce se întâmplă în mediul înconjurător, astfel încât experiența culorilor livrate să fie cât mai consistentă în toate mediile în care te învârți. Oricum, chiar și în condițiile în care știu că tehnologia asta OLED de fapt este de anul trecut, mi se pare remarcabil cât de bine se comportă. Negrul e negru adânc, albul e alb puternic. Culorile sunt vibrante, mai ales dacă te uiți la clipuri HDR. Experiența de vizionare filme este foarte bună. Jocurile se văd și ele foarte bine. Ambele cu mențiunea că dacă îți cumperi smartphone pentru aceste două activități, poate ar trebui să te uiți o treaptă mai sus, la Pro Max. Pur și simplu din cauza dimensiunii crescute a display-ului. Și cu încă o mențiune că Apple a decis, din păcate, să nu introducă High Refresh Rate pe acest display. Probabil din cauza că în combinație cu tehnologia 5G ar fi consumat prea repede bateria. Care baterie, dacă tot am ajuns la acest capitol, are 2815 mAh. Valoarea asta nu este mare și se vede și în ceea ce comunică Apple. Da, chiar ei spun că video playback ține pe 12 Pro mai puțin cu o oră decât ținea pe 11 Pro. În viața reală, dacă l-am folosit doar pentru mail-uri, Apple CarPlay, Facebook, Instagram, eu am terminat ziua cam cu 30% baterie în 12 Pro, ceea ce nu e rău. Dacă ești acasă, pe Wi-Fi stabil, lucrurile stau chiar ușor mai bine. Dacă însă ești prin oraș toată ziua, ai acoperire 5G și folosești intensiv telefonul pentru navigație, Spotify sau CarPlay fără să-l bagi la încărcat în mașină, vei vedea cum bateria se duce mai repede. Dacă te mai și joci sau vezi un film, începe să se consume rapid. Nu alarmant de rapid, dar rapid. După cum s-a tot comentat pe internet, Apple n-a mai pus în cutie încărcător pentru gama 12, ci doar acest cablu USB-C Lightning. Asta pe mine nu mă deranjează așa de mult, mai ales acum în pandemie, că nu prea călătoresc. Acasă am suficiente porturi USB-C în care să-l încarc, iar în mașini la fel. Și se încarcă repede. Dar când vom putea pleca, da, va fi nevoie să-i cumperi un charger din magazin cu care să-l încarci cu 20W fast charging.
sau, desigur, poți să-l încarci de pe un pad wireless charging cu tehnologia MagSafe, care de fapt e un set de magneți pe spatele telefonului de care atașezi acel pad de încărcare. Sau, mă rog, aici poți să atașezi tot felul de alte itemuri care o să fie disponibile fie la Apple, fie la alți producători foarte curând. Și am ajuns la camerele foto-video. Modulul de camere de pe spate este compus din 3 camere, fiecare cu câte 12 megapixeli, care fac toate night mode. Ca tehnologii mai avem Smart HDR și Deep Fusion. Camera ultra-wide are 13 mm și 12 megapixeli. Camera normală, wide, are 26 mm, 12 megapixeli, iar camera telefoto 52 mm, 12 megapixeli, face optical zoom 2x și digital zoom 10x. În plus, există senzor LiDAR aici, care ajută în lumină slabă. Practic, telefonul face autofocus foarte repede pentru că nu are nevoie de lumină și de asemenea te ajută să faci portrait mode în night mode. Aceste camere filmează HDR cu Dolby Vision, dar și la 60 de FPS-uri, nu doar la 30 cum face iPhone 12. Fotografiile sunt excelente, din toate pozițiile și cu toate obiectivele. În lumină bună, calitatea cea mai bună este obținută pe camera principală, care oferă detalii din plin și culori destul de aproape de realitate. Ok, există o tentă ușoară de saturație față de realitate. Să zicem că vei vedea pe ecran culorile cam cu 10% mai saturate decât în viața reală. Dar asta nu e un lucru neapărat rău. Practic, telefonul îți mai adaugă puțină viață în obraj. Pe ultra-wide, fotografiile sunt foarte bune, iar faptul că acum pe iPhone ai telefoto care face 2x la o calitate foarte bună e ceva ce mie îmi folosește. Nu prea o să folosesc, vă mărturisesc de acum, 10x digital zoom. Mai bine nu. Video recording se face în toate modurile și din toate pozițiile. Dacă intrați aici în settings și mergeți la camera, o să găsiți o listă de formate în care se fac aceste filmări. Dar important ar fi de știut că plaja dinamică este mult mai mare decât era până acum și că în afară de Spatial Sound, iPhone 12 Pro face acum video Dolby Vision HDR în 10 biți. Trecerea de la 8 la 10 biți este uriașă din punct de vedere specificații, pe hârtie, pentru că aduce mult mai multe culori, de 60 de ori mai multe, adică 700 de milioane. Pe hârtie, spectaculos. În viața reală, mai puțin. În primul rând, pentru că nu prea ai unde să vezi aceste videos HDR, în afară de display-urile care suportă așa ceva. YouTube, spre exemplu, le afișează ușor supraexpuse. Câștigul major la video HDR 10 biți este că se face o tranziție mai graduală între culori și există mai puțin zgomot în imagine. Dar îmbunătățirile sunt subtile. Din aplicația camerei puteți selecta între 4K și HD și puteți selecta diferite FPS-uri. Dar ca să schimbați între video HDR și non-HDR, trebuie intrat în setările aplicației, unde aveți aici o bifă, HDR Video. De unde înțelegem că Apple a vrut să se adreseze mai degrabă profesioniștilor aici? Tot profesioniștilor se adresează și când oferă de la iOS 14.3 acea tehnică de fotografie computațională care se numește Apple Pro RAW. E o alternativă neprocesată la JPEG sau HEIC, astfel încât fotografii să poată edita mai ușor fotografiile în postproducție. Adică să tragă mai mult de ele și să scape cât mai mult de zgomot și să se bucure de o plajă dinamică mai mare. Camera selfie filmează foarte curat cu cei 12 megapixeli și 23 de mm din specificații și face și night mode și deep fusion. Calitate excelentă în viața reală pentru o cameră selfie. Mai departe am ajuns la capitolul performanță. Procesorul este mult trâmbițatul A14 Bionic. 12 Pro vine cu 6 GB de RAM și 128, 256 sau 512 GB capacitate de stocare. Asta înseamnă că nu s-a inventat aplicație disponibilă în App Store care să-l facă să sughițe, să se împiedice, să lucreze mai încet decât poți tu să tastezi. Fie că e vorba de productivitate, design, video sau jocuri, 12 Pro zboară prin orice task-uri fără probleme. Iar acum am ajuns la chestii speciale. Recunosc, mi-ar fi plăcut să pot să vorbesc la acest capitol despre salturi uriașe din punct de vedere hardware la acest smartphone. Dar realitatea este pur și simplu că nu pot face asta. Strategia Apple în ultimii ani este să capitalizeze pe calitatea excelentă a produselor și pe ecosistemul minunat. Eu așa cred. Prin urmare, asta o să punctez aici. Practic sunt și plusurile majore ale acestui smartphone. Design superb,
2020. Formă perfectă pentru a-l utiliza cu o mână. Un sistem de operare absolut impecabil și un ecosistem din care în continuare este foarte greu să ieși, mai ales dacă ai fost aici de la început. În concluzie, pentru prima oară sunt supărat pe Apple. Deși nu le cumpăr motivația eco pe care au băgat-o la înaintare ca să nu livreze și încărcător în cutie, pe mine nu mă deranjează asta. Asta e, îl cumpăr separat, deși nu prea văd de ce aș face-o în acest moment. Am suficiente prize USB-C acasă, după cum am și în mașină. Mă deranjează însă pentru două motive obiective. Că nu au pus high refresh rate pe acest Pro și că nu am pe Pro cele mai bune camere pe care le face Apple în acest moment. Pentru asta trebuie să mă uit la Pro Max. Iar subiectiv, mă deranjează că nu există senzor de amprentă aici, tocmai în acest an în care suntem obligați să purtăm măști aproape tot timpul. Înțeleg că face recognition e mai safe și mai rapid decât un senzor de amprentă, dar totuși. iPhone 12 Pro este, după părerea mea, un produs excelent la nivel de portabilitate smartphone high-end. Dacă vrei un iPhone nou la acest sfârșit de an, atunci este cu siguranță o alternativă excelentă. Unii spun că este un compromis ciudat între 12 și 12 Pro Max. Mie mi se pare, în schimb, că ia ceva din ambele lumi. Pe de o parte, rămâne super ușor de utilizat cu o singură mână, dar totuși are pe hârtie performanțe mai bune decât 12. Și pe de altă parte, în viața reală, această portabilitate excelentă probabil va cântări mai mult pentru mulți clienți decât noul sistem de camere de pe 12 Pro Max, care pe specificații sunt mult mai șmechere, dar în viața reală aduc diferențe care pot fi neglijate. Vedeți asta în review-ul nostru la 12 Pro Max. Iar acum e momentul să facem un Google Autocomplete cu iPhone 12 Pro. Primul lucru pe care vrea să-l știe internetul este prețul. Pentru asta n-avem decât să intrăm pe Vodafone.ro și să verificăm acolo. Mai departe, două întrebări despre Pro Max, la care vom răspunde în review-ul nostru. iPhone 12 Pro România, da, este în România. Culori, am spus, este disponibil în Gold, Pacific Blue, Graphite și Silver. iPhone 12 Pro Release Date, e deja disponibil, să vă bucurați de el. Is it worth it? Asta este o întrebare complet subiectivă, dacă merită 12 Pro sau nu. Depinde de mai mulți factori, depinde dacă ești deja prins în ecosistemul Apple, depinde dacă vrei un display cu high refresh rate, depinde de preț, depinde de foarte multe aspecte, e o decizie subiectivă. iPhone 12 Pro issues. Există probleme cu acest smartphone? Nu, nu mi s-a întâmplat și nu cred că s-ar întâmpla. Este 5G? Da, este 5G. Este dual SIM? Nu este dual SIM. Și cu asta aici se închide review-ul nostru pentru iPhone 12 Pro. Ne vedem la următorul Zoom Review!